Mă gândeam cum să vă salut. Ar merge poate un bună dimineața sau dacă toți suntem la început de an, un călduros la mulți ani. Totuși m-am uitat în Scriptură. Oare de ce ni s-a lăsat salutul pace? Poate nu mai este atât de actual, poate unii îl consideră old fashion, însă Iisus vă spune și ne spune: vă las pace, vă dau pacea mea. Nu vă dau așa cum vă dă lumea, să nu vi se tulbure inima și să nu vi se înspăimânte. Meditam puțin la ce ne învață societatea de astăzi: grabă, presiunea de a fi mereu în gardă, concurență, lucruri ce ne tulbură și, dacă este să fim sinceri cu noi, aceasta este o realitate. Ce legătură are pacea cu recunoștința, fiindcă despre asta aș vrea să vă vorbesc? În momentul în care simțim pacea adevărată a lui Hristos, atunci putem cultiva recunoștința. Pentru că într-o inimă tulburată de îngrijorările lumii acesteia, nu mai are loc mulțumirea. Pentru mine, cu siguranță, a fost un proces lung. Crescând într-o familie deosebită, cu o mamă ce a rămas văduvă încă în prima ei tinerețe, am văzut și am învățat să practic mulțumirea. Pare ciudat. Cum să fii mulțumitoare când crești singură 4 copii, când ai putea să faci liste lungi de neajunsuri, de cheltuieli? Este un singur răspuns. Când inima și mintea ți sunt schimbate de cel ce ți-a schimbat cursul vieții, doar atunci poți. Și uite așa, încă de la 6 ani, modelul meu și al fraților mei a fost practicarea recunoștinței și slujirea altora. Deși mama ar fi avut tot dreptul să aștepte ajutor, ea era cea care vizita bolnavii, care se interesa de bătrânii bisericii, care le trimitea medicamente, o vorbă bună, care avea mereu aspeți la masa de duminică. Ce modalitate interesantă are Dumnezeu de a ne prelucra, nu-i așa? Astfel încât copilăria a fost primul meu atelier de formare, iar apoi în adolescență s-au născut multe întrebări și frământări în inima mea, pentru că sunt convinsă că olarul știa că acum lutul este mult mai maleabil. Dar ce m-a ținut a fost bunătatea și răbdarea lui și sunt atât de recunoscătoare pentru asta. De obicei, la trecerea dintre ani, ne facem retrospective. Eu cel puțin asta fac. Ce a fost, ce va veni. Ne uităm în agende, să bifăm lista din anul precedent, ne stabilim țeluri pentru viitor. Ce mă învață pe mine personal Dumnezeu în această etapă a vieții? Numără binecuvântările, notează-le, meditează asupra lor. Nu e așa că sunt mult mai multe decât încercările? Unul din lucrurile pe care le-am trăit intens: frângerea naște creștere. Doar un bob de grâu frânt poate ajunge făină, doar un aluat frământat se transformă în pâine. Recunoștința mea față de planurile bune a lui Dumnezeu a luat greutate pe holurile spitalelor, când cu un copilaș nou născut, conectat la aparate, intubat și plin de fire, strigam către el. Mulțumirea capătă o cu totul altă însemnătate atunci când medicii îți spun că viața acestui copilaș atârnă de un fir de ață și totuși el, medicul suprem, îți vindecă copilul ca printr-o minune. Recunoștința o guști când el, prin bunătatea lui, îți duce sarcina până la capăt, deși am stat la pat cu riscuri de naștere la al doilea copilaș. Cum sună mama din gura lor când mă uit la ei și știu ce lecție am primit? Cum să nu cad la picioarele lui când știu că el mi ține sănătoși, deși eforturile noastre ca părinți, am spune noi că sunt mari, totuși el are ultimul cuvânt. În anul 2021, viața noastră de familie a suferit o schimbare a traiectoriei majoră, un lucru pentru care ne rugam de mulți ani. În plină pandemie, planurile lui Dumnezeu ne-au surprins efectiv. Deși provocările au fost multe, harul lui a fost nemăsurat. Am simțit atât de mult intervenția lui până în cele mai mici detalii, iar noi ca familie depunem azi mărturie față de bunătatea, îndurarea, răbdarea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Mă gândeam cum am putea trăi fără comunitate, fără trupul lui Hristos. Oare știm să fim recunoscători și mai mult să ne arătăm recunoștința unii față de alții, pentru slujire, pentru rugăciune, pentru o vorbă bună, pentru
o ridicare atunci când ești căzut. Mă gândeam la mine, de ce caut de multe ori lucrurile mari și strălucitoare când știu că frumusețea stă în lucrurile ascunse și mici? Mulțumesc lui Dumnezeu pentru comunitatea Via, pentru grupul de casă, pentru oamenii imperfecți care îl caută pe Hristos cu adevărat. Și mulțumesc că mă număr și eu printre ei. Mulțumesc că sunt în procesul de creștere, de zdrobire, de renunțare la sine, de aliniere după voia Lui. Mulțumesc Domnului pentru cuvânt, pentru adevăr, pentru că nu ne lasă să bășpuim în întunericul acestei lumi. Îi mulțumesc că El nu are preferați, ne iubește pe toți la fel, cu o iubire desăvârșită. Îi sunt recunoscătoare că și atunci când sunt jos, El are răbdare cu mine, să mă ridice atât de blând. Deși poate merite de multe ori, nu a dat cu mine de pământ, ci m-a ridicat. Îi mulțumesc pentru familia în care m-a așezat. Îi mulțumesc că mi-a dat un ajutor potrivit. Îi mulțumesc că, deși pandemia a îngăduit încercări grele în familia noastră, cu atâta iubire ne-a legat rana despărțirii de bunica noastră. Îi mulțumesc că îmi dă urechi să aud zilnic două râsete ca să pot trece mai ușor peste provocări. Lista mea este una foarte lungă, dar restul o să-i le spun lui în privat. Stați în rugăciune la început de an și vă las cu această provocare pe care am pus-o și eu în practică în ultimii ani. Căutați un cuvânt pe care să-l primiți de la Dumnezeu, pentru că El spune, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi. Pentru mine, cu siguranță, Dumnezeu, pe lângă toate calitățile Lui desăvârșite, are și simțul umorului, pentru că eu am primit cuvântul ascultare și la cum mă tot cunosc de vreo 34 de ani încoace, nu vine tocmai natural. Așa că pentru mine 2022 este un an provocator să-L ascult pe Dumnezeu în cele mai mici detalii. Îi sunt recunoscătoare încă de pe acum, pentru că El mă va întări și va fi cu mine, căci singură nu am nici un fel de șansă. Și cred că coach-ul meu preferat mă va ajuta. Nimic fără Dumnezeu. Mărturia mea este o scrisoare de recunoștință, semnată Flavia, destinatar Dumnezeu.